Deoarece la Universitatea Politehnică Timișoara studenții au intrat în sesiune și programul bibliotecii a fost adaptat nevoilor acestora. Doamna director ne așteaptă să ne dea câteva detalii despre programul prelungit din această sesiune de vară. Haideți să vedem ce ne spune. Doamna director, spuneți-mi, am înțeles că programul bibliotecii s-a modificat puțin pe perioada sesiunii până la ora 12. De ce această decizie? Bună ziua, mulțumesc frumos pentru întrebare. De ce această decizie? Fiindcă trebuie să venim în sprijinul și ajutorul studenților. Biblioteca, în primul rând, este pentru utilizatori un spațiu de formare și de informare cu ultimile noutăți în domeniu. Iar perioada de sesiune biblioteca trebuie să funcționeze până la ora 24, având în vedere solicitările făcute de către studenți și faptul că nu numai studenții din cadrul Universității Politehnică Timișoara frecventează sălile de lectură și spațiile de lectură ale bibliotecii, ci și studenții din întregul campus universitar. Am luat această decizie și nu este prima oară, am avut-o și în timpul sesiunii din iarnă și anul trecut, iar studenții au fost mulțumiți și au reușit să susțină examenele și proiectele din sesiune. Dacă tot vorbim de programul bibliotecii, pe perioada verii, pe vacanță, cum va funcționa? Pe perioada verii, biblioteca va fi închisă până din 30 iulie până în 17 august, având în vedere faptul că 15 august cade chiar la mijlocul săptămânii. Și începând din data de 20 august, biblioteca își deschide porțile între 9 și 16:30, iar sala cu acces 24 de ore va fi non-stop deschisă și pe perioada verii. Începând cu ultima săptămână din august, orarul bibliotecii va fi între 9 și 20:30 de luni până joi, iar vineri între 9 și 20:00.